de competiții, nu este singura competiție care se, sau singur eveniment care se derulează aici în Baia Brașov, au fost și altele, urmează după acest eveniment și alte competiții, de data asta de nivel național. Discutăm aici de o ediție de nivel internațional, pentru că suntem într-un calendar FIS, împreună cu asociația din Poiana Brașov. Este a treia ediție, a treia ediție. Înseamnă că ne încadrăm pe ce înseamnă parcursul de 5 ediții la care ne-am angajat că le vom organiza și dacă reușim să facem acest pachet, putem după aceea să fim luați în calcul și pe alte competiții ca și etapă superioară la care ne raportăm în acest punct de vedere. Suntem o echipă împreună cu Asociația din Poiana Brașov, cu Federația Română de Schi, care sunt și ei parte în acest eveniment și cred că suntem în parcurs bun. Celelalte ediții, competiții care urmează până la sfârșitul lunii sunt de nivel național și intern, care se vor derula aici în Poiana Brașov. Organizăm în Poiana Brașov competiții care nu se derulează în altă parte în România, pentru că nu sunt condițiile și nici nu au capacitatea să facă acest lucru.